Dragi prieteni, bun găsit pe site-ul radiotimișoara.ro la o nouă transmisiune video de la meciurile lui ASU Politehnica Timișoara. Ne aflăm pe stadionul Dan Păltinișanu pentru că astăzi e zi de mare sărbătoare în tabăra alb-violetă. Se sărbătorește promovarea în Liga Secundă, o performanță remarcabilă reușită de formația care de regulă activează pe știința, dar vom avea timp să dezvoltăm în următoarele 90 de minute, de fapt în următoarele 2 ore cât va dura această transmisiune, despre ceea ce s-a întâmplat nu doar în acest sezon la formația echipată în alb și violet, ci în ultimele 4 sezoane de când Peluza Sud Drucheria s-a implicat activ în viața echipei. Eu sunt Gabriel Tolci, alături de mine e colegul meu de la Divizia Sport Radio Timișoara, Tiberiu Atănăsoae. Bun găsit, Tibi! Bun găsit, Gabriel! Bună seara tuturor celor care ne privesc acum pe site-ul radiotimișoara.ro la secțiunea video. După cum pot observa, cum spuneam, cei care ne urmăresc, echipele sunt pe teren, sunt gata de startul acestei partide, la fel cum frumoșii suporteri alb-violeți sunt gata de sărbătorirea promovării. O sărbătoare care le amintim tuturor celor care ne urmăresc, a început la finalul săptămânii trecute, sâmbătă seară. Să prezentăm și cele două formații care se întâlnesc în această seară pe stadionul Dan Păltinișanu. Mama Mia Beșcherecu Mic, antrenor Cosmin Stan, începe în poartă cu portarul Fulda, apoi pe linia de fund Motrianu, Telescu, Luță și Bârză, la mijloc Bârză, Muscă și Centea, în față Niță, Țilaghi și Jichici. Antrenorul lui Poli, Sorin Brândescu, începe partida de astăzi în poartă cu Fișteag, apoi pe linia de fund Birău, capitanul Gălan, Todorov și Taub, la închidere Bilia, în compartimentul median Vucea, Marius Marin, Țugui și Ghinescu, iar în față golgheterul echipei Bădăuță. Capitanul formației oaspete din această seară este portarul Hulda. Partida este condusă la centru de Claudiu Gaitin din Ghiroda, ajutat la cele două margini de Ioan Cozoric și Sergiu Tuma, ambii din Zalău, observatori Ovidiu Bocai din Arad și Alina Moraru din Hunedoara. Meciul este gata de start, cele două echipe sunt aliniate și așteaptă fluierul centralului Claudiu Gaitin, care vine în acest moment cu Poli având lovitura de start. Nu e deocamdată foarte multă lume pe stadion, să spunem undeva peste 2000 către 3000 de spectatori, însă lumea continuă să vină, se știe, la Timișoara vremea este destul de închisă, atunat și a fulgerat pe toată durata după amiezii și probabil ploaia a mai speriat unii potențiali spectatori. Așa s-a întâmplat și la precedenta partidă de pe stadionul Dan Păltinișanu, când Poli întâlnea FC Hunedoara, destul de puțin suporteri la începutul partidei, însă până la final, vă amintim, au fost undeva la 7000 de drucheri. Personal, credem că și astăzi tribunele stadionului Dan Păltinișanu vor fi mai pline până la final. Inge acum în posesia formației din Beșcherecu Mic la Telescu, cel ce poartă un număr neobișnuit pentru un jucător de câmp, numărul 1. El a fost capitanul formației din Beșcherecu Mic multă vreme. Au recuperat timișorenii însă prin Țugui și acum balonul în partea dreaptă la Ionuț Vucea, blocat acolo de fundașul stânga de Centea. Nu, este Motreanu cel care joacă până la urmă bandă stângă. Am avut unele probleme, mărturisim, în descifrarea sistemului pe care îl abordează astăzi antrenorul oaspeților Cosmin Stan. Motreanu este folosit în bandă stângă, el joacă de regulă fundaș dreapta. Un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Urmărim acum o nouă lansare pe partea stângă către Ghinescu. Ghinescu ajunge acest balon, însă mingea depășise linia de fund și ajunge până la urmă la portarul Culda. Gabriel, cred că trebuie să te contrazic, drept este că eu te-am indus în eroare, cred că totuși Motreanu evoluează acolo în bandă dreaptă unde ne-a obișnuit, am confundat numărul 10 cu numărul 19, aveai dreptate, Centea este cel care a stopat mai devreme prima încercare ofensivă a alb-violeților, o încercare
rămasă până la urmă. Totuși pe Cential văd în rolul de fundaș stânga. Exact. Pentru că el a rămas, iată, se și vede mai retras decât ceilalți cu echipieri, în fine. Și pe bârză îl văd undeva în spatele lui Silaghi, deși prezentasem un 4-3-3. Se pare totuși că până la urmă Silaghi rămâne singurul vârf împins al echipei antrenate de Cosmin Stan. Sunt mai pare puțin... un 4-1-4-1 din ce-mi dau seama după așezarea jucătorilor pe teren. Tot un 4-1-4-1 folosește și Sorin Brândescu, însă noi am anticipat 4-3-3 pentru că acesta a fost sistemul preferat pe toată durata returului de cuplul Cosmin Stan-Mișu Hromei. Până și la partida din etapa precedentă, una care la fel formația din Beșcherec Mic pleca cu a doua șansă împotriva echipei din Cisnădie, Măgura, formație care s-a și impus cu 2-0. Da, la acel meci au și lipsit câțiva jucători de bază din formația oaspete. L-am numit aici pe Luță, care a fost accidentat. E vorba și de Ștefănescu, un jucător important pentru linia de fund, care lipsește și astăzi, tot din cauza unei accidentări. A lipsit și Dacian Bârză, care a fost suspendat, însă a revenit pentru această partidă. De partea cealaltă, o singură absență notabilă pentru timișoreni. E vorba despre mijlocașul Marco Giuricici, cel ce în prelungirile partidei de vineri de la Ișalnița cu CSU 2 Craiova a văzut al doilea cartonaș galben, astfel că este suspendat. Revine tot după o suspendare Marius Marin în formula de start a timișorenilor și urmărim acum o lovitură liberă a formației din Bejcărecu Mic din lateral dreapta. Centrează Vasile Luță, înalt în careu, respinge de acolo Todorov, dacă am văzut bine, recuperează însă acolo Laurențiu Telescu și rămâne posesia pentru formația din Bejcărecu Mic, însă o nouă recuperare acolo la centrul terenului și un fault pe care îl execută, încearcă să-l execute mai repede acolo Cristi Gălan, însă a întors jocul acolo Claudiu Gaitin și jocul se va relua după fluierul său. În stânga noastră, la Peluza Sud, galeria polistă dă drumul unei coregrafii interesante. Numărătoarea inversă ați auzit-o probabil și dumneavoastră. Așadar, coregrafie în Peluza Sud. Nu vom avea parte de torțe, din câte se pare, în această seară, deoarece a venit o adresă din partea Federației Române de Fotbal, care a avertizat chiar clubul Alb Violet cu amenzi usturătoare în cazul în care vor fi folosite materiale pirotehnice. Ne amintim la ultima noastră transmisie de aici, de pe Dampăl Timișan, la meciul cu FC Hunedoara după pauză. A fost realmente un recital pirotehnic și în Peluza Sud, dar și la Peluza Nord, pentru că și cei din Hunedoara au apelat atunci la torțe. Emoții și senzații tare așa a fost să fie ca poli să ne aducă iar acasă. Euforie este mesajul care însoțește coregrafia suporterilor care s-au adunat și astăzi în număr destul de mare, mai având în vedere pentru situația în care am fost obișnuiți în ultimele sezoane pe stadionul Dan Păltinișanu. Am asistat mai devreme la o nouă încercare ofensivă a formației pregătite de Sorin Brândescu, însă și aceasta a rămas fără efect pe tabelă. De fapt, nu a fost deloc periculoasă pentru poarta lui Culda. Acum, golkeeperul formației oaspete a trimis o minge de aproximativ 40 de metri până la Centia, însă acesta trimite în spate pentru Telescu. Acum o încercare de verticalizare pentru vârful împins Silaghi, însă foarte bine iese din dispozitiv Birău și oferă aut, aruncare de la margine oaspeților, care rămân undeva la 30 de metri de poarta lui Fișteag. O nouă centrare respinsă foarte bine de Cristi Gălan. Ghinescu este cel care recuperează, nu, Marin a fost cel care a recuperat și a obținut și o lovitură liberă indirect executată din nou rapid acolo de Bilea. Acum o pasă în bandă stângă pentru Ghinescu. Ghinescu are în față doi adversari, poate pasa în stânga lui Taub, centrare pe jos a lui Taub, însă foarte bine respinge de undeva din 6 metri Telescu și vom asista la o lovitură de colț a poliștilor. Minutul 7 pe stadionul Dan Păltinișanu. În continuare, ASO Poli și Mama Mia Bejcărecu Mic, egalitate la 0, însă această partidă, vă amintim, nu are nicio miză, pentru că Poli este matematic promovată, iar formația oaspete nu mai poate urca foarte mult în clasament.
Acum trupa din Bechkere cu Mic iese foarte bine din dispozitiv, nu reușesc patru jucători de la formația alb-violetă să recupereze, însă aceștia rămân pe poziții avansate și acum vor beneficia din nou de o aruncare de la margine. A insistat acolo pentru acest balon mijlocașul cu numărul 5, Marco Muscă, un jucător extrem de promițător. La un moment dat el a și fost la Academia Gheorghe Hagi câțiva ani, dar s-a întors la județul Timiș, unde a mai evoluat în sezonul trecut pentru CS Ghiroda. Tot dinspre Ghiroda a sosit și Petrișor Jichici, un alt produs interesant la un moment dat al fotbalului timișorean. Dacă mi-amintesc bine, a și făcut parte din acea generație 95, acea selecționată a Timișului care câștiga un interesant campionat al județelor în 2012, însă acel proiect al federației a rămas doar la acea unică ediție, din păcate, și spun din păcate pentru că acolo s-au remarcat foarte mulți tineri fotbaliști. Îl mai avem în teren din acea echipă pe Miodrag Todorov, îl știm foarte bine pe Cristi Bărbuț, iar exemplele pot continua. Da, însă din fericire, Gabi, au apărut totuși alte competiții organizate de FRF, competiții de la care sperăm să vedem în viitor mulți fotbaliști talentați. Acum o nouă centrare de pe partea stângă a poliștilor, însă din nou reușește defensiva formației din Bechkere cu Mic să iasă cu bine din această fază. Ba mai mult, chiar pleacă pe un contraatac și cred că asistăm la primul cartonaș galben pentru un foul din spate. Dacă nu mă înșel, Marius Marin este cel care vede acest prim cartonaș galben al partidei din această seară, în minutul 9 al partidei. Marin, un jucător care, așa cum spune... Vucea este cel avertizat, dacă am văzut bine, pentru că el a venit apoi în bandă dreaptă să-și rea locul. În continuu, totuși, ideea despre Marin spune că a lipsit etapa trecută în partida de la Ișalnița, însă este o revenire norocoasă astăzi, pentru că Marin a fost și accidentat, însă, iată, îl vedem în aceste momente pe teren. Având în vedere situația complicată pentru echipele din Liga a 3-a în ceea ce privește tinerii jucători care trebuie folosiți din primul minut. Va fi acum o lovitură liberă periculoasă pentru trupa din Bechkere cu Mic în direcția de atac a acesteia, undeva lateral destul de mult dreapta, 20 de metri, trage direct pe poarta lui Fișteac, dacă nu mă înșel, Băban, însă mingea trece peste fără să-i dea mare emoții tânărului goalkeeper timișorean. Acesta repune destul de repede minge, ajunge acum în bandă dreaptă până la birou. Acesta preferă un lung de linie cu Vucea, a încercat să-i devieze lui Vucea Țugui, însă mingea a ajuns rapid la cealaltă poartă, iar Culda i-a pasat și el foarte repede lui Telescu. Nu se grăbește echipa oaspete să construiască această fază. Este și normal, s-au scurs abia 10 minute din partida de astăzi de pe stadionul Dan Păltinișanu, însă iată, acum minge îl găsește pe Silaghi. Acesta intră în careul polist, intervine acolo foarte bine birou și încearcă să degajeze, însă mingea ajunge până la urmă în brațele lui Fișteag. Acesta încearcă să-și repună rapid echipa pentru un contraatac, dar au rămas destul de sus în pressing elevii pregătiți de Cosmin Stan. În continuare, posesia este a elevilor lui Sorin Brândescu, Bilea până la mijlocul terenului. Mingea revine însă în defensiv la Todorov, acesta îi trimite în stânga acum lui Ginescu. Ginescu pasează cu Marius Marin, acesta joacă mai departe cu Taub, centrare care îl căuta pe golgheterul Bădăuță, însă foarte bine din nou Telescu este la post și respinge. Doar pentru moment aparținând posesia oaspeților, pentru că au recuperat elevii lui Sorin Brândescu, însă au pierdut și aceștia posesia și va fi o nouă aruncare de la margine, de această dată pentru Mama Mia Bechkere cu Mic. 12 minute s-au scurs aici pe stadionul Dan Păltinișanu, în continuare 0-0, cu Mama Mia evoluând destul de curajos aici pe Dan Păltinișanu. Să nu uităm, în tur Mama Mia a administrat cea mai drastică înfrângere din acest sezon formației timișorene, a fost 3-0 în etapa 14 pe 27 noiembrie. De altfel, a fost cea mai drastică înfrângere a întregului proiect ASU Politehnica, mă rog, în forma actuală, cu Drucheria și Peluza Sud în spate.
Până atunci, timișorenii pierduseră o singură dată la mai mult de două goluri diferență într-un meci oficial. Se întâmpla chiar în sezonul de debut al acestui proiect 2012-2013, când în etapa 5 a campionatului județean ASEU Politehnica era învinsă chiar pe Știința de contracandidata de atunci la promovare, Progresul Racovița. De atunci, destul de puține înfrângeri în ligile județene suferite de timișoreni și niciodată la diferențe mai mari de un gol. Vedem acum o minge după care aleargă și ajunge Ionuț Vucea, pasă în fața porții și gol! Gol la ASEU Politehnica, marchează cine altul? Alexandru Bătăuță, golgheterul acestui sezon pentru formația de pe Bega și golgheterul returului în Liga 3-a. El a reușit asa cu numărul 15 din acest sezon, Alexandru Bătăuță, și iată deschidere de scor din minutul 13, un minut care s-a dovedit, iată, norocos pentru timișoreni și cu ghinion pentru trupa din Becicere cu Mic. Dacă mai era nevoie de un motiv, publicul de pe stadionul Dan Păltinișanu devine și mai gălăgios. Mai devreme ascultam o piesă, putem spune, lansată recent de Peluza Sud Timișoreană, cântată cu ocazia promovării sâmbătă seară. Nu s-a oprit din cântată fanii timișoreni, deși Bădăuță a înscris după o acțiune rapidă purtată de elevii lui Sorin Brândescu în bandă dreaptă, acolo unde Vucea a centrat inspirat în fața porții și mai inspirat Alexandru Bădăuță, pot spune, marele câștig al violeților din returul acestui campionat. Au încercat acum să atace, au încercat să oferă o replică rapidă oaspeții, însă foarte bine s-a descurcat formația timișoreană în defensivă, o nouă minge lungă ce l-a căutat acolo pe Bădăuță, însă Telescu a îndepărtat fără mari emoții pericolul. Muscă poartă acum acțiunea echipei sale, o minge în bandă stângă, însă acolo se află foarte bine Todorov și obține o repunere de la margine, mingea va fi repusă în joc de Fișteag. Vă amintim, din minutul 13 ASEU Politehnica are avantaj minim pe tabelă 1-0 după golul reușit de Bădăuță și sărbătoarea este la loc ei aici pe stadionul Dan Păltinișanu. Avantaj pentru albioleți care de câteva zile sunt promovați în divizia B. O sărbătoare din păcate odată din plin de ploaie care se întețește aici la Timișoara, plouă mărunt și des în acest moment. Spuneai de Bădăuță că este principalul câștig din acest retur. Iată, se pare că formația alvioletă și-a găsit în cele din urmă omul de gol, așa cum era, ne amintim, sezonul trecut David Drăghici, care a reușit numai puțin de 30 de goluri în sezonul de primăvară în Liga a 4. În Liga a 4-a, e drept. Însă Bădăuță în turul acestui campionat nu marcase decât de două ori și iată a făcut-o acum pentru a 13-a oară în retur. E cel mai bun marcator din seria a 4-a în sezonul de primăvară. Îi devansează pe Romică David de la Ighiu, care e golgheterul campionatului cu 20 de goluri. A marcat doar de 9 ori în retur. De asemenea, pe Gelu Velici de la Sebi și Laurențiu Surugiu de la Craiova. Iată acum o nouă centrare în fața porții, însă mingea a depășit întregul mănunchi de jucător. Cred că a fost și un offside, dacă am văzut bine. Da, un fault în atac, acolo semnalizat de centralul Claudiu Gaitin. Astfel că scorul rămâne în continuare 1-0 pentru ASEU Politehnica, acum când ne aflăm în minutul 16. Spuneai de cele două goluri, de doar cele două goluri reușite de Bădăuță în turul campionatului. Unul dintre ele extrem de important împotriva principalei contracandidate la promovare de atunci, metalurgistul Cugir. Poli câștiga atunci cu 2-0 și practic din acel moment deja se vorbea de trupa pregătită de Sorin Brândescu, din ipostaza de echipă care își dorește și care poate să obțină promovarea în al doilea eșalon. Între timp Telescu a urcat foarte mult până în cealaltă jumătate de teren, a încercat însă să treacă singur acolo de trei adversari, nu a reușit, iar cei echipați astăzi în alb și violet vor beneficia de o aruncare de la margine. Primește la 30 de metri de propria poartă Bilia, acesta l-are lângă el pe Zugui, însă preferă să joace puțin în spate cu Cristian Galan, capitanul echipei. Acesta joacă rapid cu Birău, ratează pasa pentru Zugui, însă
Rămâne în pressing mijlocașul timișoranilor și oferă o lovitură liberă directă oaspeților la faultat acolo pe Centia. Acum Luță este cel care începe construcția pentru formația din Bechere cu Mic. Telescu are o nouă incursiune de aproximativ 20 de metri, încearcă să-i centreze lui Silaghi, o minge lungă. Este deja o schemă de care este citită foarte ușor de fundașii timișoreni, pentru că aproape toate mingile care l-au căutat în aceste prime 16-17 minute pe Silaghi au fost în acest fel. Rămân însă tot cei echipați astăzi în roșu pe stadionul Dan Păltinișanu în posesie. Luț Muscă încearcă acum pentru același Silaghi, însă Gălan respinge, iar Birău este foltat și obține o lovitură liberă executată rapid de Gălan. Mingea ajunge la Vuce, acesta trece pe lângă un adversar, intră în careul advers, poate să-i centreze lui Bădăuță, același Bădăuță cu călcâiul, gol Poli, gol Alexandru Bădăuță, 2-0 este scorul pe stadionul Dan Păltinișanu din minutul 18, faze aproape trase la Indigo, în partea dreaptă Vucea a trecut în viteză de un adversar, i-a trimis în fața porții lui Bădăuț, acesta a și beneficiat de o neatenție a fundașilor adverși și cu spatele la poartă a înscris. Două goluri Alexandru Bădăuță, fotbalist care ajunge la cota 16 în acest campionat și lucrurile par să devină clare pe stadionul Dan Păltinișanu. Încă din primele 20 de minute putem spune, însă poate elevii lui Sorin Brândescu se gândesc și la o revanșă după acel eșec drastic de care vorbeai și tu, Gabriel, din turul campionatului, când Mama Mia Bechere cu Mic se impunea cu 3-0. O revanșă care se conturează la cum a început partida, dar să nu ne grăbim, pentru că ne-a bine, iată un șut spre poartă, am avut impresia că mingea trece mai aproape, dar a fost deviată din câte se pare și Mama Mia va beneficia de un corner. Spuneam să nu ne grăbim pentru că ASU Politehnic are experiența din urmă cu exact o săptămână de la meciul cu Cetate Deva de pe Știința, când a fost 2-0 din nou foarte rapid în minutul 17, însă în cele din urmă timișorenii au încheiat acel meci învinși cu scorul de 3-2. Totuși nu cred că va fi cazul și acum, fără să îi desconsider pe cei din Bechere cu Mic, însă forma arătată în retur e mult sub cea pe care a arătat-o, de exemplu, Cetate Deva, care e singura grupare neînvinsă. Iată acolo, insistă Ghinescu, am impresia, la acel balon, dar până la urmă va fi out de poartă, îl va executa Culda. În plus, chiar dacă pentru formația timișoreană nu forma din ultimele etape este cea care putem spune o avantaja înainte de partida de la Ișalnița și de rezultatele formațiilor din județul Alba, însă să nu uităm, ASU Politehnica este promovată și joacă practic din Elan în acest moment. Pentru fanii prezenți pe stadionul Dan Păltinișanu, pot spune, Gabriel, că s-au mai umplut puțin tribunele, deși la Timișoara ploua în urmă cu câteva secunde destul de tare. Mai plouă și acum, dar parcă s-a mai liniștit puțin ploaia. Într-adevăr, Poli e promovată. Nu a avut nici Poli o constanță deosebită, mai ales în acest retur și mai ales în jocurile din deplasare, dar iată că nici celelalte două contracandidate, pentru că mă opresc doar la cele două din Cugir și Ighiu. Doar cele două au fost candidate. Doar cele două au fost, însă declarativ a mai existat și Național Sebiș, o formație însă care s-a stins foarte rapid, care a transferat masiv în iarnă, a adus și un antrenor, mă rog, cu nume din perioada în care juca fotbal. De fost fotbalist, da. Nume de fost fotbalist, care însă a scos pur și simplu echipa din Sebiș din lupta pentru promovare. Până la urmă a învins, a promovat echipa care a greșit mai puțin și echipa care a greșit mai puțin în momente importante. Ne amintim, Poli are iată o minge trimisă acum de Vucea, care a încercat să centreze și cere scuze în fața lui Bădăuț acolo pentru această execuție ratată. Nu cred că se poate supăra acum Alexandru Bădăuță pe Vucea, care i-a pus pe tavă două goluri în această partidă. Având în vedere că mai sunt aproximativ 70 de minute, cu tot cu minutele de prelungire, nu are absolut niciun motiv să se supere Alexandru Bădăuță.
Căuță, Gabia și mai completa. Poli are totuși și avantajele directe cu principalele urmăritoare. Exact asta am vrut să spun, pentru că în fața Cugirului a fost o victorie cu 2-0 la Timișoara și o înfrângere 2-1 la Cugir, iar în fața Ghiului Poli a înregistrat în deplasare singura remiză, a fost un 0-0 pe stadionul Cetate din Alba Iulia, dar apoi în retur a pus capăt oricăror discuții cu privire la echipa mai bună, sau mă rog, mai bună din acel moment. 5-1 a fost cu Bădăuță, cel despre care am tot vorbit în această partidă, pentru că ne-a dat motive marcând de 4 ori. Iată, Bădăuță, cum spuneam, a explodat pur și simplu în acest retur și spuneau chiar și conducătorii formației timișorene că va fi extrem de greu de ținut, pentru că deja sosesc oferte din eșalonul al doilea pe adresa sa, dar el e tentat, din ce am înțeles, totuși să continue cu timișorenii în Liga a doua. Vom vedea ce se va întâmpla. Vor fi cu siguranță mișcări de trupe interesante în vară și nu mă refer aici doar la lotul de jucători, ci chiar și la structura organizatorică a clubului. Se pregătește și o primă schimbare la formația vizitatoare. Ne vom edifica în următoarele secunde asupra acestei schimbări. Încă nu ne putem da seama care este numărul de pe tricou al jucătorului care urmează să fie înlocuit de Cosmin Stan. Este bine cunoscutul protocol de la marginea terenului în care asistentul trebuie să bată. A intrat. Exact, și a ieșit Petrișor Jichic. Iată, o primă schimbare venită după mai puțin de jumătate de oră de joc, mai exact în minutul 24. Da, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru timișorenii intrarea lui Negruț, pentru că el a marcat golul 3 în meciul din tur. Un meci de tristă amintire pentru timișoreni, disputat tot așa pe o vreme vitregă, pe vânt și ploaie atunci la Becicărecu Mic, un frig pătrunzător. Măcar acum nu este frig, însă ploaia a pornit din nou, minge pe partea dreaptă la Vucea, centrarea s-a blocat acolo de Centea și va fi aruncare de la margine pentru formația timișoreană, care continuă să atace, continuă să preseze, are avantaj de 2 goluri încă din minutul 18, acum ne aflăm în minutul 25, se aruncă de acolo de la margine, mingea întoarsă acolo în bandă dreaptă, Birău întoarce balonul la Miodrag Todorov, care schimbă acum direcția de atac. Carol Taub în centru pentru Țugui, care combină acolo cu Ghinescu. Ghinescu încearcă să-l lanseze pe Carol Taub, însă pas a fost mult prea în față, astfel că au intervenit fundașii celor din Becicărecu Mic, dar insistă acolo din nou Ghinescu și se poate naște o nouă fază periculoasă la poarta lui Culda. O minge la care au intervenit acolo fundașii formației din Becicărec și va fi o nouă lovitură de colț pentru albioleți. Același Bădăuț a protejat acolo foarte bine, s-a retras destul de mult, a primit mingea, a știut să protejeze și să scoată, cred eu, maxim din această fază. Primește acum Taub, dar nu, Vucea este cel care primește în marginea careului, încearcă să centreze. Telescu este din nou la post, însă mingea este respinsă doar până la Gălan. Acesta încearcă să joace în bandă dreaptă, însă nu reușește combinația timișorenilor. Silag încearcă acum să pună pericol la poarta lui Fișteag, însă tânărul portar timișorean iese la 30 de metri aproximativ de propria poartă și acordă aruncare de la margine oaspeților, care execută rapid. Musc însă este nevoit să trimită în spate pentru Luța. Acesta schimbă direcția de atac, o pasă pentru Motreanu. Foarte bine tatonează acolo Bilia, reușesc însă să combine doar pentru moment elevii lui Cosmin Stan. Taub este cel care trimite acum minge până aproape de jumătatea terenului și oferă din nou aruncare de la margine oaspeților. Nu putem să nu remarcăm în aceste prime minute, după prima jumătate de oră a acestei partide și forma bună arătată de Vucea la această partidă.
Într-adevăr, Vucea, care a intrat cumva într-un cont de umbră în ultima perioadă, a avut evoluții șterse la Ineu, apoi în meciul de săptămâna trecută cu Deva, însă iată o acțiune periculoasă de atac acum a formației Dimbeș-Cărecu cu mică concentrare care se scurge prin fața porții și acum o recentrare din bandă stângă blocată acolo, am impresia, de birou și va fi lovitură de colț pentru formația din Beș-Cărecu cu mic. Centea este cel care a obținut această lovitură de colț. Totil este cel care centrează acum, însă foarte bine respinge de acolo, dacă nu mă înșel, Vucea. Acum capitanul, nu, Vucea este cel care primește acum și trimite o minge lungă lui Bădăuță. Bădăuță are în față un adversar, reușește să intre în posesia acestui balon. Ghinescu merge foarte bine în partea stângă, însă acesta îl preferă pe Taub, dacă nu mă înșel, alunecă fundașul timișorenilor. Mingea trece și pe la Vucea, apoi pe la Marius Marin. Bilea este cel care trebuie să temporizeze acum, trimite în spate pentru Todorov, același Bilea primește această minge. Marina este la 20 de metri de poarta adversă. Cu dificultate reușesc cei din defensiva formației din Beș-Cărecu mic să respingă această minge, însă din nou doar pentru câteva secunde, pentru că elevii lui Sorin Brândescu presează bine la mijlocul terenului și rămân în posesie. Din nou Bădăuță pentru Marius Marin, minge ajunge din nou în bandă dreaptă la Vuce. Acesta își întoarce un adversar, o centrare care îl caută pe Bădăuță, însă o centrare destul de lungă. Atacantul timișorenilor era între doi fundași adversi, iar balonul a ajuns în siguranță în brațele lui Culda. Da, și timișorenii, așa, ca să facem o glumă, ar trebui să treacă la cauciucurile de ploaie, pentru că sunt din ce în ce mai dese aceste alunecări. Gazonul rezistă destul de greu ploii care continuă să cadă sâcâitor aici pe stadionul Dan Păltinișanu. 29 minutul, 2-0 în continuare pentru ASU Politehnica. Albioleții țin acum posesia la mijlocul terenului, vine acum cu Bădăuță, care din nou s-a întors cu spatele la poartă, a încercat să protejeze, dar a pierdut această minge și acum s-a încercat acolo o nouă lansare către Dan Silaghi, însă au intervenit foarte bine fundașii timișoreni. Silaghi, principalul marcator al formației din Beș-Cărecu mic, are 9 goluri marcate în acest sezon, îl urmează într-un astfel de clasament Dacian Bârză cu 8 reușite și Laurențiu Telescu cu 7. Trei jucători care nu sunt în cele mai bune relații cu conducerea, sau mă rog, nu au fost cele mai bune relații de-a lungul acestui tur, dar urmărim acum pătrunderea lui Patrick Niță, o centrare respinsă în fața acolo de Emanuel Fișteag, pericolul nu a fost îndepărtat și acum un șut și gol! Gol marcat de Mama Mia Beș-Cărecu mic. Luță, dacă nu mă înșel, e autorul acestui gol. Dar cred că Băban este cel care a reușit acest șut, dacă nu mă înșel, însă ne vom edifica fără dar și poate în secundele următoare. O fază care ne-a luat și noi prin surprindere, un șut superb de la 25 de metri care a mers direct în vinclu, nu a avut nicio șansă Fișteag la această fază, iar din minutul 30 pe stadionul Dan Păltinișanu avem din nou diferență de doar un gol pe tabelă. Poli, Mama Mia Beș-Cărecu mic, 2-1 după o execuție splendidă a formației vizitatoare. Denis Băban e o mai veche cunoștință știința albioleților, pentru că tânărul fotbalist juca în sezoanele trecute la echipa tatălui său, la Marcel Băban Jimbolia, și mi-amintesc în sezonul trecut, chiar la începutul sezonului trecut, când albioleții evoluau încă în Liga a 4-a, în meciul din deplasare de la Jimbolia, câștigat cu 3-2, Denis Băban le dădea emoții bănățenilor cu un gol venit în minutul 88, care a apropiat gruparea din Jimbolia la un singur gol pe tabelă. A fost atunci un șut de la distanță și mai mare decât acum. A fost atunci peste 35 de metri, dar iată acum o nouă lansare, însă un offside semnalizat acum a fost... A fost o pasă a celuiași Băban și de această dată pentru nou intratul Dumitru Negruț, cel de care spuneai și tu că, la care spuneai și tu că trebuie să fie atenți fundașii timișoreni. Într-adevăr, din nou timișorenii combină propria jumătate și un pressing destul de agresiv făcut acolo de cei de la Mama Mia.
încearcă să forțeze greșeala poliștilor, chiar dacă nu mai e nicio miză în joc pentru albi-violeți, spuneai și tu, ei joacă în acest moment pentru spectatori și încearcă să nu strice această sărbătoare. E mult mai frumos să te desparți de propriul public printr-o victorie, să sărbătorești cu o victorie promovarea în Liga Secundă, pentru a, și pentru a pune punct oricăror speculații privitoare la echipa care merita să promoveze în eșalonul al doilea. Din nou recuperează formația din Bechkerecu Mic în propria jumătate, o pasă acum în centru la Luță și mingea ajunge la Marco Muscă, acesta trimite în banda stângă la Centea, care levită acum pe Fucea și trimite din nou în centru. Probleme pentru cei din Bechkerecu Mic și o intervenție dură acolo de cartonaș galben a jucătorului, am impresia, același Luță, Luță este cel care a faultat din spate, un galben absolut meritat la această fază pentru fundașul oaspeților, care pierduse prin planul. Foarte bine a stat din nou Alexandru Bădăuț, a fost faultat din spate și până la urmă a menținut posesia pentru colegii săi. Poli combina acum în flanc stâng prin Ghinescu, însă acesta este nevoit să întoarcă până la Tăubă. În centru pentru Bilea, acum o minge lungă care îl caută pe Alex Birău, o minge trimisă mult prea tare, nu a reușit Birău să ajungă acest balon, mai ales că, așa cum remarca și Gabi, jucătorii celor două echipe au probleme cu aceste sprinturi, pentru că gazonul a devenit destul de ud, a plouat destul de mult astăzi pe stadionul Dan Păltinișanu și în prima parte a zilei au fost două reprize consistente de ploaie la Timișoara, însă acest lucru este mai puțin important, contează că cele două formații, deși acest meci nu a remiză, ne oferă până la urmă un spectacol agreabil, cum poate am văzut la puține meciuri din Liga a doua și chiar la puține meciuri din Liga întâi pe Dan Păltinișanu. Să nu uităm, Mama Mia Bechkerecu Mic a fost implicată în ultimele două sezoane în lupta pentru promovare, pierdută însă mai întâi în fața Caransebeșului în urmă cu 2 ani și apoi anul trecut în fața UTEI. Și iată, remarcăm că din nou o nouă promovată obține apoi promovarea încă din primul an în Liga Secundă. UTA Bătrâna Doamnă, ne amintim, a reușit același lucru în sezonul trecut și iată-o acum luptându-se chiar pentru promovarea în prima ligă. Are șanse mari, cel puțin pentru un loc la baraj. Și dacă mi-aduc aminte bine, Gabi, UTA obținea atunci promovarea tot cu două etape înainte de final, după ce învingea în meci direct pe Național Sebiș. Da, Sebișul s-a ținut mai bine în anul trecut. Oricum, e regretabil pentru echipa din Sebiș, care de ani de zile se chime, cel puțin primarul Feieș, și care are un lot. Are un lot foarte bun, are condiții foarte bune, are salarii destul de mari pentru nivelul Ligii a treia, pentru că totuși jucătorii cu ștate vechi în Liga întâi, mă refer aici la un Suleiman Keita, mă refer chiar la Alexander Petrovici, fostul fundaș central de la ACS Poli, și mai sunt și alte nume, Gelu Velici, care a cochetat și el cu Liga întâi pe la Dinamo, pe la Ceahlăul. Iată nume importante pentru nivelul Ligii a treia, chiar și pentru Liga a doua, însă un grup care nu s-a închegat nici în acest an, o nouă promovare ratată așadar pentru Național Sebiș. La fel am putea vorbi și despre FC Hunedoara, care de asemenea de ani de zile încearcă revenirea pe primă scena a doua a fotbalului românesc. Iată acum o nouă minge trimisă în fața porții. Am impresia Ghinescu a fost cel ce a încercat să reia sau să centreze pentru Alexandru Bădăuță, însă mingea a trecut peste poartă și a fost repusă de Culda. Să ne oprim puțin asupra portarului formației din Bechkerecu Mic, pentru că el e, am putea spune, liantul dintre prima generație din acestui club și prezentul acestui club. Se află la echipă din 2006, din primul sezon de Liga 3 al formației din Bechkerecu Mic, o formație înființată în 2002, care, iată, după 4 ani atunci reușea promovarea în Liga 3. Au fost 5 sezoane consecutive în Liga 3 pentru trupa din Bechkerecu Mic, o retrogradare
apoi în 2011, însă o revenire rapidă și cu mult succes în Liga 3. Vă spuneam, Mama Mia s-a luptat până în ultimele etape la promovare, atât în fața Caransebeșului acum 2 ani, cât și anul trecut cu UTA Bătrâna Doamnă. Și sperăm ca pe viitor pentru echipele care promovează să aibă un viitor mai consistent și de lungă durată, pentru că aminteai de Caransebeș, Gabi, o echipă care a dispărut din prim planul eșalonului secund, exact așa cum a apărut. Și destul de rapid. Care continuă să bate recorduri prin de punctările pe care le tot primește. Ultima oară m-am oprit cu numărătoare la minus 70. Nu știu dacă de atunci s-au mai dictat de punctări și sancțiuni de acest gen, nici nu contează, este destul de îndepărtat Caransebeșul, mai ales în acest moment. Poli încearcă să ducă o nouă acțiune ofensivă, Birău pasează în centru pentru Bili, acesta mai departe pentru Bădăuț, este înconjurat de patru adversari în acest moment. Bădăuț însă se întoarce foarte bine și trimite lui Tsugui, acesta schimbă banda până la Ghinescu. Ghinescu trimite pentru Marius Marin, acesta îl caută pe același Bădăuță, care din nou este luat rapid în primire de doi fundași și trimite o pasă de 25 de metri în spate capitanului Gălan. Todorov, acum Marius Marin este ajutat în centru de Bilie, însă și acesta își preferă capitanul. Alex Birău acum primește și poate juca în dreapta cu Vuce, însă îl preferă pe Tsugui în centru. Tsugui depășește un adversar și trimite lui Vuce, acesta centrează însă în blocajul lui Centia, dacă nu mă înșel, am avut impresia corect, va fi o nouă lovitură de la colț pentru formația antrenată de Sorin Brândescu. Vucea a dorit să execute rapid, însă l-a văzut pe Birău că se îndreaptă spre colțul terenului și l-a lăsat pe acesta să execute această fază fixă. Aproximativ 6 sau 7 jucători al lui Sorin Brândescu sunt în careul advers, trimite însă destul de slab Birău, iar defensiva oaspete reușește să respingă însă doar până la jumătatea terenului, unde Taub stă foarte bine și reușește să recupereze. Acum Tsugui primește la mijlocul terenului, însă mingea rămâne undeva la 60 de metri de poarta lui Culda. Gălan este cel care din nou este căutat de proprii colegi, joacă acum cu Todorov în centrul defensivei, care îi trimite mai departe lui Taub, revenit în bandă stângă după faza fixă de câteva secunde în urmă. Același Gălan se pregătește să poarte o acțiune ofensivă pentru echipa sa, nu au foarte multe motive timișorenii să se grăbească. Tsugui trece acum de doi adversari, îi trimite lui Vucea, însă reușește portarul oaspeților Culda să iasă și îl blochează foarte bine acolo pe Marius Marin. Nu cred că Vucea a fost la această fază. Ba, Vucea a fost. Nu și-a calculat foarte bine pașii acolo în fața porții și a fost ghicit de portarul Culda, un portar, cum spuneam, experimentat. Și dacă tot vorbim de portar experimentat, ne uităm pe banca de rezerve a formației din Pecerecu Mic, care are ca rezervă de portar pe Stelian Bănică, un goalkeeper născut în 1974, așadar în vârstă de 42 de ani. Și acum să ne uităm pe banca de rezerve a timișorenilor, Patrick Peter, un jucător născut în anul 2000, pe care cred că îl vom avea ocazia să-l vedem la lucru și în această seară. El a intrat cam în fiecare meci în ultimele etape în formația alb-violetă, dar să știi, am fost la Ișalnița vinerea trecută, iar Craiova a jucat chiar cu doi jucători născuți în 2000, unul dintre ei Screciu, a și fost titular. O echipă foarte interesantă acolo la Craiova, pregătită de Bogdan Vrăjitoarea, un atacant care semăna pericol în toate defensivele din Liga 1 pe vremuri, în urmă cu 10-15 ani. Ne amintim de meciurile pe care le câștiga uneori singur pentru FC Bihor. Pentru FC Bihor, pentru Rocar București și așa mai departe. Exact, pentru că Rocar este oarecum mai apropiat de ce s-a întâmplat în fenomenul fotbalistic de pe Dan Păltinișanu.
Într-adevăr, da, a fost acea legătură cu, și cu Fulgerul Bragadiru, AEK București, mă rog, au fost mai mulți jucători din acea generație ce juca în prima ligă pentru Rocar în sezonul 99-2000, care s-au regăsit mai apoi în lotul AEK, să-l numim așa, care a venit în 2002 la Timișoara. Mă rog, sunt vremuri de mult apuse în fotbalul timișorean, care se află acum totuși într-o nouă cumpănă, pentru că e cel puțin teoretic, în sezonul viitor vom avea parte de un derby al Timișoarei neobișnuit între ASU Politehnica și ACS Poli. Iată două proiecte pornite în același moment, în 2012, care au ajuns după 4 ani în același punct. Da, și cel mai interesant aspect să-l numim este că ambele formații evoluează în alb și violet în acest moment și dacă este să luăm în calcul ultima lună și jumătate, ambele formații au evoluat în alb și violet pe Dan Păltinișan. Este un paradox în acest moment în fotbalul timișorean, un paradox care persistă de câțiva ani. Am asistat acum la o încercare ofensivă a celor de la Mama Mia Bechkere cu mic în Săniță, a ieșit cu mingea în afara terenului. 4 minute ne dispar de fluierul de final al primei reprize, în continuare 2-1 pentru ASU Poli în disputa cu Mama Mia Bechkere cu mic. S-au mai calmat spiritele, s-au mai împuținat acțiunile ofensive, este poate și normal pentru că programul Ligii a treia s-a comprimat foarte mult în ultimele săptămâni, plecând de la acel incident nefericit soldat cu moartea dinamovistului Ekeng. Federația a decis atunci să nu se joace ultimele două partide din etapa 26, dacă nu mă înșel, apoi a fost amânată o etapă, trebuia să se termine campionatul cu o săptămână mai târziu, însă conducătorii cluburilor de Liga 3 au reacționat și au spus că doresc să termine competiția așa cum era programat inițial, având în vedere că vorbim totuși despre Liga 3, este un efort susținut și neobișnuit pentru jucătorii de la acest nivel. Da, motivul conducătorilor s-a legat de faptul că majoritatea jucătorilor e sub contract până la finele lunii mai, așadar ar fi putut pleca jucători importanți de la mai multe echipe. Practic, această etapă, acest meci pe care îl vedem acum, ar fi trebuit să se joace la finalul acestei săptămâni, însă după acea decizie a Comitetului Executiv al Federației, e luat în urma sesizărilor venite din partea mai multor cluburi din țară, pentru că vorbim aici de celelalte serii de Liga 3 care au avut de suferit din acest motiv. S-a ales, iată, introducerea acestei runde intermediare. Pentru ASU Politehnica a fost un program infernal, pentru că Poli a avut meciul de la Ineu amânat în acel weekend tragic, dar iată o nouă acțiune de atac, Birău încearcă colțul lung acolo, însă trimite pe lângă poarta lui Culta. Aplaudat efortul fundașului dreapta al formației timișorene. Ne aflăm acum în minutul 44, ne apropiem cu pași repezi de finalul primei părți aici pe stadionul Dan Păltinișanu, însă fanii timișoreni continuă să cânte, continuă să sărbătorească această promovare, o performanță superbă despre care mai vorbim și în partea secundă. Vom încerca să povestim pas cu pas ceea ce s-a întâmplat la ASU Politehnica în ultimii 4 ani, practic în mai puțin de 4 ani, ca să rezum ceea ce vom spune. S-a ajuns de la trialuri la care putea participa orice bărbat din Timișoara care dorește să joace pentru Poli. Iată o ieșire acum spectaculoasă a lui Fișteag, care are noroc la această fază, o reluare de la mai bine de 40 de metri acolo a aceluiași Denis Băban, care trece pe lângă poartă. Greșeală a portarului timișorean, nu au nici colegii săi, nu au reușit să îndepărteze acolo pe pericolul din fața sa, dar în cele din urmă totul se termină cu bine pentru formația echipată în alb și violet, care pare să-și mențină avantajul în această primă repriză. Un minut de prelungire arătat de la margine,
balonul din nou la Birău, care schimbă acum direcția de atac. Todorov avansează cu mingea la picior și îl găsește acolo pe Ghinescu. Ghinescu pentru urcarea lui Taub, aflat însă în poziție de offside și faza, iată, se stinge în acest moment. Spuneam, ca să-mi închei ideea, că ASU Politehnic a ajuns în mai puțin de 4 ani de la cele trialuri. Da? Și permite-mi, te rog, Gabi, o paralelă, dacă tot vorbeam mai devreme despre cele două echipe ale Timișoarei de fotbal și dacă tu aminteai de trialuri, să ne amintim cum a început și proiectul ACS Poli. Exact, tot cu trialuri, dar parcă la un alt nivel. Acolo erau așteptați, mă rog, fotbaliști cu un anumit CV, mă rog, sau măcar cu junioratul făcut. Aici nici nu era obligatoriu să ai junioratul făcut, ci doar să se vadă dacă ai talent, dacă ai capacitate de efort, de a duce 90 de minute. Deci acestea au fost discuțiile la începutul acestui proiect în urmă cu 4 ani și iată s-a ajuns la Liga a doua. O nouă acțiune de atac, o respingere acolo nu foarte fericită, va fi o nouă lovitură de colț pentru formația timișoreană și cu siguranță va fi ultima fază a acestei prime reprize, pentru că am depășit deja cu aproape 20 de secunde acel minut de prelungire indicat de la margine. Un corner pe care îl va executa Răzvan Ghinescu. Centrează Ghinescu, înalt în careu, o lovitură de cap a lui Gălan blocată și pauză pe stadionul Dan Păltinișanu. A fost o primă repriză începută cu ceva mai mult curaj de oaspeții de astăzi, însă Silachi și Telescu nu au reușit atunci să pună pericol la poarta lui Fișteag. A replicat ASU Poli prin Bădăuță după două faze rapide purtate în bandă dreaptă. Goluri așadar Bădăuță, minutele 13 și 18 de fiecare dată din pase venite de la Vucea, apoi în minutul 30 după o acțiune prelungită pe o respingere a formației timișorene. Tânărul Denis Băban a prins un șut superb de la 30 de metri și a reușit să înscrie pentru formația sa și totodată să stabilească scorul primei reprize. Denis Băban putea egala cu puține minute în urmă când a trimis de la 40 de metri spre poarta lăsată liberă de Fiștea, care a ieșit nu foarte inspirat. Pauză pe stadionul Dan Păltinișanu, ASU Politehnica, Mama Mia, Becicrecu Mic, 2-1. Revenim pe site-ul radiotimișoara.ro cu repriza secundă. Bun regăsit pe site-ul radiotimișoara.ro pentru repriza a doua a partidei dintre ASU Politehnica și Mama Mia Becicrecu Mic. La pauze, elevii lui Sorin Brândescu au avans minim pe tabelă 2-1 după două goluri reușite de Bădăuță în minutele 13 și 18, de fiecare dată pase foarte bune oferite de Vucea. Mama Mia Becicrecu Mic a redus din diferență în minutul 30 prin Denis Băban. Acesta a șutat superb de la aproximativ 30 de metri și l-a învins fără probleme pe Fișteag, însă tânărul portar timișorean nu poate avea nici o vină la acea fază. Cele două echipe sunt aliniate deja la centrul terenului și au preluat jucătorii posturile din teren, iar în acest moment avem start în partea secundă. Lovitura de începere în această repriză secundă a aparținut oaspeților conduși de Cosmin Stan. Momentan aceștia combină în zona defensivă. Telescu este cel care încearcă să ducă această primă încercare ofensivă din partea a doua a trupei echipată astăzi în roșu. Se joacă momentan la mijlocul terenului, nu au foarte multe soluții oaspeții. Bădăuț este cel care îl presează acolo pe unul dintre fundașii adverși, cred că pe Motrianu, de Motrianu este vorba, însă acesta s-a descurcat într-un final destul de bine, a îndepărtat pericolul, iar acum a primit din nou o pasă lungă pentru Silaghi, însă acolo intervine Todorov și reușește să îndepărteze pentru moment pericolul de la poarta lui Fișteag. Acum fundașul stânga Taub este cel care oferă o aruncare de la margine oaspeților. Minutul 46, ASU Politehnica Tehnica, Mama Mia Becicrecu Mic, 2-1 pe stadionul Dan Păltinișan. Rămân acolo în ofensivă jucătorii din
din Bechkere cu Mic. Am văzut acea încercare de respingere a lui Todorov, a alunecat din nou fundașul central al timișorenilor. Terenul în continuare destul de ud, plouă în continuare mărunt la Timișoara, aruncă lung Motreanu, o deviere în fața porții. Am impresia că a fost vorba de Telescu urcat la această fază. Încearcă acum timișorenii să pornească un contraatac, însă mingea a fost oprită acolo la centrul terenului de Marco Muscă. Rămân în posesie jucătorii echipați în roșu complet, jucătorii din Bechkere cu Mic, dar iată acum o fază mai legată a timișorenilor cu o pasă pentru pătrunderea lui Ghinescu. Acesta s-a grăbit să dea drumul la minge, nu a lovit-o așa cum și-ar fi dorit probabil și balonul a fost respins acolo. Mingea a ajuns la fundașii centrale timișorenilor, Gălan și acum pe dreapta la Birău. Acesta încearcă să lanseze pe Bădăuță, care a rămas pe loc pentru că se simțea în poziție de offside. Rămâne însă posesie pentru timișoreni în jumătatea adversă și foarte aproape de careul advers. O aruncare de la margine, minge întoarsă acum din nou către Vucea, însă s-a întors din nou jocul în zona centrală. Todorov acum în partea stângă pentru Carol Taub. Acesta îi întoarce lui Todorov. Bilia, închizătorul, care a dat un randament foarte bun în aceste tur de când evoluează pe acest post. Mai exact de la acel, să zicem, cutremur din vestiarul alviolet de după înfrângerea de la Filiaș, când au plecat trei jucători. Iată un șut foarte bun pe spațiul porții, respins de portarul Culda. Marius Marin a fost cel ce l-a pus la grea încercare pe Culda, care, din ce îmi dau seama, are și ceva probleme medicale. Jocul este întrerupt acum pentru ca portarul oaspeților să-și revină. Deocamdată, da, se ridică portarul Culda, nu e nevoie de intervenția medicilor. Și o primă fază fixă pentru timișoreni, centrează Ghinescu pentru... și respinge Culda, uluitoare ocazie acolo ratată de Birău. A fost inițial o lovitură de cap a lui Alexandru Bădăuță, iar Birău, care a urcat în atac, s-a trezit pur și simplu cu mingea în față în careul Mic și a tras direct în portar. O șansă mare pentru 3-1 mirosită de alviolet acum în minutul 49. Prima șansă din această repriză secundă pentru elevii lui Sorin Brândescu, care rămân în atac. Acum Bilea schimbă partea, îi trimite în dreapta lui Birău. Acesta nu este ajutat de Vucea, pierde posesia acestui balon, iar Mama Mia Bechkere cu Mic pleacă, poate pleca de fapt pe un contraatac periculos, însă se repliază foarte bine jucătorii din defensivă ai formației albiolete. Iar acum Taub, nu, Vucea cred că este cel care reușește să îndepărteze pericolul, trimite o minge lungă până în cealaltă jumătate de teren, iar oaspeții de astăzi echipați în roșu vor avea o nouă repunere de la margine. Telescu la 25 de metri, chiar 30 de metri de propria poartă, încearcă să trimită o pasă laterală, însă acolo destul de bine a stat Bădăuță, putea să și profite, însă Muscă a fost atent și s-a repliat la timp. O minge care îl caută acum pe Silaghi, însă vârful formației pregătită de Cosmin Stan este în offside și va fi o repunere de la 20 de metri a fotbaliștilor echipați în alb și violet. Pasă între fundașii centrali Gălan și Todorov. Todorov îi trimite acum în centru închizătorului Bilea. Acesta trimite și el pentru Gălan și probabil va urma o pasă către Birău în bandă dreaptă. Exact așa se și întâmplă. Birău încearcă să intre în centru, îi trimite lui Bilea. Mai departe pentru Marius Marin. Marin poate avansa, are trei fundașuri care poate să combine, le preferă pe Ghinescu. Acesta trimite ușor în spate pentru Vucui. Într-un final pierd timișorenii posesia, însă doar pentru câteva secunde, pentru că Todorov îi trimite din nou lui Marius Marin, iar acesta trimite o diagonală în bandă dreaptă pentru Birău, care și la această fază a urcat destul de mult. Din nou se joacă în centru Tsugui, îl preferă pe Vucea în bandă dreaptă, îl văd pe Birău că sprintează pentru a-l dubla pe acesta, însă Tsugui, Vucea face un 1-2 cu Bădăuță. Pentru moment resping oaspeții, însă doar până la Birău, care se joacă acolo cu fundașii adverși, însă este nevoit să se întoarcă. Acum îi trimite în marginea careului lui Bădăuță, dar acesta este nevoit să întoarcă până la Bilea. Marius Marin primește acum în centru un 1-2 acolo cu Tsugui, poate juca în stânga cu Taub, însă
preferă o altă pasă, iar jucătorii celor din Beşiktaş cu mic reușesc să recupereze, dar foarte bine este tăiat de către mijlocașii poliși acest contraatac la mijlocul terenului. S-au scurs deja 6 minute, chiar 7 minute din această repriză secundă, minutul 52 pe stadionul Dan Păltinișanu, însă Poli a avut o ocazie imensă în debutul acestei părți secunde, în urma unei faze fixe. Va fi o aruncare de la margine a fundașilor timișureni. Todorov, pentru câteva minute, momente, am avut impresia că îi va trimite lui Fișteag, însă îl preferă pe capitanul Cristian Gălan. Da, fondul sonor e dominat de galeria polistă și să ne referim puțin la ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat astăzi în Peluza Sud. Coreografia de la începutul întâlnirii a fost realizată de gruparea Banatica. E vorba de o grupare formată exclusiv din fete, care din păcate astăzi chiar a anunțat că își va înceta activitatea la finalul acestui sezon, în anul în care împlinește chiar un deceniu de activitate. Au fost motive de ordin personal ale membrelor invocate pentru acest moment, au alte responsabilități, timpul este limitat, astfel că nu vom mai avea Banatica în peluză, dar cu siguranță multe dintre cele ce compun această grupare interesantă pentru peisajul ultra, neobișnuită pentru peisajul ultra din România, vor veni în continuare în peluză. Le transmitem și noi la mulți ani pentru cei 10 ani de activitate. Trebuie să spunem, cert este că această grupare de suporterițe nu a lăsat echipa la greu. Această retragere până la urmă vine într-un moment extrem de favorabil pentru elevii lui Sorin Brândescu, după atingerea obiectivului de promovare în divizia a doua. O altă poveste frumoasă în această seară pe Dan Păltinișanu: capitanul Cristian Gălan nu evoluează cu numărul obișnuit pe tricou, are numărul 19 pe spate și în acest fel dorește să îi dedice victoria fostului fotbalist de la ASEO Politehnica. Gabi, tu ai fost mai apropiat, te las pe tine să-i pronunți numele. Da, e vorba despre Sergiu Iorgovan. Da, un fotbalist care a avut un început promițător în alviolet. Sezonul trecut, în turul campionatului de Liga 4, el fusese golgheterul echipei, marcase de 10 ori, însă au apărut acele probleme de sănătate foarte grave la plămâni. Nu cred că are sens să se dezvolt prea tare despre natura acestor probleme, dar cert este că Sergiu Iorgovan s-a pus pe picioare mult mai repede decât era de așteptat. Chiar a început să facă și unele mișcări împreună cu echipierii săi la antrenamente și medicii i-au spus că va putea juca din nou fotbal cât de curând. A ieșit însă de mai bine de un an și jumătate din circuit, iar pentru un fotbalist care în momentul în care a întrerupt această activitate la 22 de ani, va fi foarte greu, e clar, să revină la forma inițială, dar cred că nici măcar acesta nu ar fi cel mai important aspect în ceea ce îl privește, ci pur și simplu sănătatea lui Sergiu Iorgovan. Ne amintim, cazul lui a primit foarte multe răspunsuri, atât din țară cât și din străinătate. A fost, ne amintim, un turneu la sala Olimpia, în care s-au licitat tricouri ale unor fotbaliști importanți, care și-au arătat astfel sprijinul pentru tânărul fotbalist al unei echipe necunoscute în acel moment. Totuși era vorba de o echipă de Liga 4, însă toată această mobilizare în jurul acestui caz a fost într-adevăr formidabilă. O mobilizare, pot spune, absolut necesară, mai ales dacă luăm în calcul ultimele evenimente din fotbalul românesc. Adevăratele drame nu se întâmplă în sport, cum spune Gabi. Sănătatea primează, îl felicit sincer pe capitanul Cristian Gălan că a ales să sărbătorească în acest fel promovarea în Liga a doua. Între timp, mingea a ajuns din nou aproape de poarta celor de la Mamma Mia. Marius Marin a încercat să-i trimită o pasă în dreapta lui Vucea, însă s-a interpus foarte bine acolo un fundaș al oaspeților și a reușit să respingă și să îndepărteze pericolul. 11 minute scurse din repriza secundă, în afara celei ocazii din debutul acestei părți care a aparținut poliștilor, nu am asistat la foarte multe acțiuni la cele două părți. De fapt, nu am asistat de loc la ocazii
de gol în această parte secundă. Acum o nouă minge care îl caută pe Bădăuță, însă vârful timișorenilor era destul de izolat la această fază. Totuși mingea trimisă de Motreanu iese în afara terenului și posesia rămâne a alb-violeților. La mijlocul terenului Bilia îi trimite capitanului Cristian Galan. Acesta nu se grăbește, joacă scurt cu același Bilia și va urma probabil o pasă în partea stângă pentru Marius Marin. Așa se și întâmplă mai departe pentru Taub. Acesta poate juca un 2 cu Ghinescu, le reușește combinația celor doi timișoreni, însă Taub iese cu mingea în afara terenului și va fi repunere din colțul din careul de 6 metri pentru formația oaspete. Motreanu a fost cel ce l-a stopat aici pe Taub, foarte bine a protejat acest balon, internaționalul de juniori, un jucător din generația 1998 ce volează la Mamma Mia sub formă de împrumut de la ACS Poli. Să spunem că el a fost foarte aproape în iarnă de o trecere la ASU Politehnica. Alvioreții l-au dorit foarte mult, dar iată din nou pe Bădăuță, care e levit acolo, însă e încurcat acolo de Telescu și e un fault în atac acum semnalizat de Claudiu Gaidin, un jucător al formației din Veșcăre cu Mic, rămâne căzut pe teren și meciul este deocamdată întrerupt. Spuneam de Motreanu, el a fost aproape în iarnă de o trecere la ASU Politehnica alături de Todorov, cel ce până la urmă a ajuns în tabăra alb-violetă, însă în ultimul moment cei de la ACS Poli nu i-au mai dat drumul la ASU Politehnica și l-au retrimis la Mamma Mia. Un alt jucător de la formația din Becșcăre care s-a pregătit în iarnă cu echipa timișoreană este cel ce are acum posesia, Laurențiu Telescu, fostul capitan, care trimite acum o pasă neglijentă la Culda. A fost aproape de a profita acolo, am impresia Vucea a făcut pressing la această fază, însă Culda până la urmă s-a descurcat și a îndepărtat pericolul. Nume care, iată, Motreanu, Telescu, nume despre care probabil vom mai auzi și pe viitor în legătură cu ASU Politehnica, pentru că, în mod cert, îi cunosc foarte bine pe ambii jucători, sunt fotbaliști care, din punctul meu de vedere, pot face față și nivelului din eșalonul secund, dar acestea sunt cu totul alte discuții și cred că cei ce se ocupă de, mă rog, de transferuri sau cei ce monitorizează potențial fotbaliști știu ce au de făcut și știu pe cine să urmărească. Ghinescu acum, însă offside semnalizat de la margine. A fost o nouă pasă, am impresia, venită de la Marin, cel ce i-a scos mingea în stânga lui Ghinescu, însă offside semnalizat de tușierul aflat pe partea tribunei oficiale. E vorba despre Ioan Cozorici din Zalău, de altfel și celălalt tușier, Sergiu Duma, este din Zalău, însă centralul provine din Timiș, era și firesc un meci între două formații din același județ, e vorba de Claudiu Gaidin din Ghiroda. Minutul 60 exact în acest moment pe stadionul Dan Păltinișanu, ne-a mai rămas ceva mai mult de o jumătate de oră dacă punem la socoteală și prelungirile până la finalul partidei și până la declanșarea propriu-zisă a fiestei aici pe Dan Păltinișanu pentru promovarea formației alb-violete în eșalonul secund. Cred că putem spune, Gabi, că în acest moment pe stadionul Dan Păltinișanu se află 3.000 de spectatori. Un număr, putem spune, bun, în ciuda, dacă ținem cont de ziua de desfășurare acestei partide și de condițiile meteo de afară. Dacă la meciul cu FC Hunedoara vremea a ținut cu publicul timișorian și în cele din urmă nu a mai plouat, de această dată, în această seară, nu au mai avut același noroc suporterii timișoreni. Acum Vucea poartă o nouă acțiune echipă pe sale în bandă dreaptă. Bădăuță este în careul advers între trei adversari, șutează Vucea, însă în blocajul advers mingea merge totuși către poarta lui Culda, dar acesta reține fără probleme și își repune rapid echipa pe un nou atac. Atac tăiat la mijlocul terenului de Marius Marin, care îl faultează acolo pe Bârză și, din câte îmi dau seama, e o accidentare destul de serioasă, pentru că Bârză a rămas drept. Este doar câteva secunde pe gazon. Se ridică fundașul
celor de la Mamma Mia, iar jocul poate continua în bandă dreaptă, acolo unde se află Niță, dar recuperează foarte bine Timișoreni și acum Țupui poate trimite o pasă favorabilă lui Vucea, dar acesta are aceleași probleme pe care le-am sesizat și în prima repriză. Nu cred că și-a potrivit foarte bine ghetele pentru terenul pe care a căzut destul de mult apă astăzi aici pe Dan Păltinișanu. Este oprit momentan jocul pentru un foul, din câte îmi dau seama, la mijlocul terenului, făcut, cred că, de capitanul Cristian Gălan. Nu este vorba despre Cristian Gălan, însă cert este că am asistat la un nou cartonaș galben în contul echipei pregătite de Sorin Brândescu. Ba da, am avut dreptate la prima strigare. Cristian Gălan încasează acest cartonaș galben în minutul 60-72 al partidei. Da, o lovitură liberă a formației din Becșcere cu Mic, care a trimis, iată, patru jucători în avamposturi, acolo Zăresc și Petelescu, însă o execuție complet ratată și va fi out de poartă acum în minutul 63 al întâlnirii. Emanuel Fișteac se pregătește să repună mingea în joc și dacă până acum câteva zile urmăream pentru a face calculele promovării și ce fac contracandidatele, putem anunța un rezultat final. Metalurgistul cu Gir a învins cu 2-0 pe Cetate Deva. Deva care se află astfel la prima înfrângere din acest retur. Iată, a căzut și mitul invincibilității jucătorilor lui Marius Sârbu, care, ne amintim, săptămâna trecută, tot aici în direct pe site-ul Radio Timișoara .ro, dominau categoric pe Știința și obțineau o victorie fără doar și poate meritată, dar iată care nu a încurcat foarte mult calculele pentru Alvioleți. Iată acum o recuperare la mijlocul terenului, am impresia lui Țugui, care încearcă să lanseze pe Vucea față în față cu Telescu, un picior acolo al lui Telescu, care îl încurcă pe Vucea, care pierde posesia, insistă însă din nou foarte bine Țugui, mingea ajunge în posesia lui Ghinescu, la marginea careului Ghinescu, șut, respinge Culda, fața se mută pe cealaltă parte, șut pe lângă poartă. Am impresia că Vucea a fost cel care a tras, iată, două acțiuni de atac periculoase ale formației timișorene în acest minut 64 al întâlnirii. Rămâne 2-1, un meci deschis încă oricărui rezultat, însă totuși formația din Becșcere cu Mic pare să rămână încetul și fără benzină, cum se mai spune. Nu e la fel de prezentă în jumătatea adversă așa cum a fost în prima repriză, când practic jocul a pendulat de la o poartă la alta. În multe momente e clar că se vede caracterul de vacanță al acestui joc. Se apropie finalul de sezon, iar ambele echipe sunt lipsite de obiectiv pentru acest final de sezon. Da, multe inexactități în jocul echipei pregătite de Cosmin Stan și la dubla acțiune anterioară. Birău mai întâi a apărut surprinzător în centru și i-a surprins și pe adversari, iar mai apoi Ghinescu a recuperat foarte bine. Însă aceste aspecte contează mai puțin acum. Mamma Mia încearcă să plece pe un nou atac, însă foarte bine se regrupează în bandă dreaptă fotbaliștii timișoreni și recuperează, iar acum mingea ajunge în centrul careul terenului până la Țugui, care îl preferă în stânga pe Taub. Bilia trimite în spate pentru capitanul Cristian Gălan. Acesta joacă în dreapta cu Birău până în centru pentru Marius Marin, iar acum din nou Bilia, care preferă să avanseze 4-5 metri și îi trimite acum lui Țugui. Taub a plecat în bandă stângă, este văzut de Țugui, însă acesta nu a trimis o pază foarte exactă și formația vizitatoare echipată în roșu astăzi pe Dan Păltinișanu reușește să recupereze acum o pasă destul de bună pentru cel care a intrat în prima repriză, Negruț, însă jucătorul cu profil ofensiv al Becșcherecului este surprins în offside, un offside bine semnalizat de tușierul de la tribuna oficială Ioan Cozorici din Zalău și posesia va aparține din nou
formației pregătită de Sorin Brândescu. Tribuna a doua îmi face semn Gabi în privința tușierului de pe această parte. Acum mingea este în dreapta la birou, nu se grăbește să arunce balonul în ofensiv fundașul de astăzi al echipei pregătită de Sorin Brândescu. Aceleași pase pe care le-am mai văzut în această partidă între fundașii centrali al lui Sorin Brândescu. Mingea ajunge până la Bilea, care din nou joacă cu Todorov. Pase scurte între cei doi fotbaliști amintiți, iar Bilea preferă acum să avanseze. O pasă foarte bună pentru Ghinescu, acesta trimite mai departe pentru Taub. Pădăuț a plecat în centrul careului advers, însă vedem o intervenție energică a lui Pârză. O intervenție foarte bună care trimite mingea în afara terenului și posesia va fi în continuare a celor echipați în alb-violet. Minutul 69 pe stadionul Dan Păltinișanu, în continuare 2-1 pentru ASEO Politehnica, dar grupa aia timișoreană a fost mai periculoasă în această repriză secundă și a avut trei ocazii clare, putem spune, la poarta lui Culda. Vom asista la un nou corner pe stadionul Dan Păltinișanu. Ghinescu lasă pe birou să execute această lovitură de la colț de pe partea stângă în direcția de atac a formației timișorene. Au și aportul publicului la această fază elevii lui Sorin Brândescu. Birău trimite în centrul careului advers, însă foarte bine intervine Tărescu, respinge doar până la Bădăuță, trage Bădăuță în blocajul fundașilor advers și vom asista la un nou corner pentru ASEO Politehnica, însă de această dată de pe cealaltă parte a terenului. Da, Ghinescu este cel ce preia acum mingea și se îndreaptă cu ea spre colțul terenului și îl văd intensificându-și mișcările de încălzire pe tânărul Patrick Peter, despre care vorbeam în prima repriză. Centrare acum a lui Ghinescu, minge respinsă din nou la marginea careului, se luptă acolo Ionuț Vucea, care recentrează în fața porții, o lovitură de cap, însă mingea trece pe lângă poartă, a fost și offside acolo în care a fost semnalizat birou. Spuneam, Patrick Peter intensifică mișcările de încălzire și probabil va intra în curând, un jucător care promite mult, un jucător care la un moment dat, chiar la început, a intrat de nevoie mai mult în formația alb-violetă. S-a întâmplat la deplasarea de la Rovinari în meciul cu Pandurii 2 Târgu Jiu, nu exista în acel moment pentru formația timișoreană o altă soluție pentru unul dintre cei trei juniori care trebuie să fie în permanență pe teren, dar Patrick Peter s-a obișnuit deja cu meciurile de Liga 3, s-a obișnuit cu jocurile de seniori și iată-l acum pășind către marginea terenului. Sorin Brândescu îi dă ultimele indicații. Între timp jucătorii în teren pasează între ei, fundașii centrali. O minge acum a lui Taub, care schimbă direcția de atac, a încercat o diagonală pentru Vucea, recuperează acum Alex Birău tot pe banda dreaptă, centrarea lui Birău care îl depășește acolo pe Bădăuță, dar mingea ajunge la Ghinescu în flancul stâng. Ghinescu rămâne la minge și obține o aruncare de la margine tot din zona careului. Acum se va produce schimbarea, așadar va intra tânărul Patrick Peter. Vom vedea cine va fi cel înlocuit, cred că e vorba de Răzvan Ghinescu și ia în acest moment timișorenii vor evolua cu numai puțin de 4 juniori în teren. E vorba de Fișteag, Marin Țugui și acest Patrick Peter, jucător, cum spuneam, născut în anul 2000, care a avut tatonări cu cluburi din străinătate, a efectuat un stagiu la Lazio, un jucător crescut la LPS Banatul, extrem de interesant, dar care mai are de lucrat la fizic, pentru că pare extrem de firav și de aici, de la distanță, așa când ne uităm la el. Jucători tineri care au dat însă satisfacție, Gabi, în ambele tabere, în aceste 70 de minute scurse până acum pe stadionul Dan Păltinișanu între ASEO Politehnica și Mama Mia Becicăre cu Mic. Posesia este din nou alb-violeților, însă foarte aproape de poarta lui Fișteag. Capitanul Cristi Galan încearcă acum să lanseze pe Vuce, acesta ajunge la această minge, însă îl faultează în atac pe Tălescu și
asistentul de pe acea parte, Ioan Tozorici, îi semnalizează centralului Claudiu Gaitin acest lucru. Proteste ale suporterilor de la tribuna întâi. Suntem destul de departe de această fază. Îi dăm credit centralului de astăzi. Va fi o minge care cel mai probabil va merge lung în jumătatea adversă de teren, acolo unde se află însă doar trei fotbaliști echipați în roșu. Are întâmpină câteva probleme Todorov la această fază, însă Niță faultează în atac și posedă acum de cealaltă parte, tot dintr-o lovitură liberă. Și pentru că ne apropiem încetul cu încetul spre finalul partidei, mai avem 20 de minute din timpul regulamentar, propun să începem să povestim totuși despre ce a fost în ultimii ani cu clubul Alviolet, dacă jocul ne va permite, pentru că până acum nu ne-a prea permis. Propun să încep cu aspectul pe care îl putem termina cel mai repede. Chiar seria transmisiunilor Radio Timișoara a început în urmă cu aproape un an la meciul de baraj, la meciul de promovare în Liga a treia cu Voința Lupa, că a fost o primă transmisiune de pe Arena Știința, iar apoi echipa noastră de comentatori și echipa tehnică a făcut deplasarea și la Lupac. De atunci, meci de meci, însă în partidele jucate de Alviolet pe teren propriu au putut fi urmărite pe site-ul radiotimișoara.ro. Ne vom lua și noi rămas bun după transmisiunea de astăzi, cel puțin pentru 4 luni și cel puțin în format video. Cu siguranță meciurile vor fi transmise la radio, pe unde la radio, în sezonul viitor. Da, meciurile de acasă au fost transmise, bonusul numindu-se în schimb meciul de la Cugir din acest retur, la care de asemenea echipa noastră tehnică și de comentatori a făcut deplasarea și v-a ținut la curent cu ceea ce s-a întâmplat în derbiul de atunci al primelor două clasate. A fost atunci o înfrângere pentru ASEU Politehnica, însă să ne referim la începuturile acestui proiect care a pornit, cum spuneam, în 2012, atunci când echipa Universității Politehnica, cea pe care o vedem și astăzi pe teren, reușea să câștige seria din campionatul municipal pentru nu știu câtele ani consecutiv, însă în acea vreme conducerea universității a dorit să o mențină doar ca una pur studențească, pur amatoare și să nu urce treptele înspre primele eșaloane. Ei bine, fanii au venit cu totul altă susținere, astfel că echipa s-a înhămat la Liga a 5-a cu foarte multe necunoscute. Au fost și jucători lipsiți de experiență, dar și fanii au fost lipsiți de experiența organizării fotbalistice, pe care au învățat-o însă din mers și lucrurile au intrat pe făgașul normal. Spuneam, în prima repriză au fost acele trialuri la care putea participa oricine. Mi-amintesc că chiar înainte de prima etapă a sosit o donație din partea unor poliști din Australia. Erau niște gărdulețe pentru antrenament, niște copete, niște mingi, lucruri absolut esențiale pentru o echipă de fotbal. Apoi au fost comandate primele echipamente de antrenament și aceste tricouri dungate, care au devenit, iată, simbolul acestei echipe, care a devenit foarte ușor de recunoscut prin aceste tricouri vărgate, după modelul echipamentului folosit în primii ani de Politehnica Timișoara în anii 20. E drept, atunci au fost și dungi verticale, nu a fost chiar o constanță cu aceste dungi orizontale, însă echipamente care arată foarte bine, care amintesc cumva de Celtic, Glasgow sau de Queen's Park Rangers, echipe cu o tradiție foarte mare în fotbalul britanic și care au prins la public. S-au făcut primii pași în ceea ce privește marketingul online, s-a înființat acel shop online care funcționează și în ziua de astăzi, a fost primul de acest gen din Timișoara și iată, fanii au contribuit activ la viața echipei prin aceste materiale promoționale, prin cumpărarea acestor materiale promoționale, prin cardurile de cotizanți și chiar prin acele câteodată ironizate cutii de donații pentru echipă care circulă la fiecare meci de pe Știința.
Vorbim de niște ani romantici pentru fotbalul timișorean, chiar dacă asta se întâmpla în urmă cu 4 ani, și cred că la fel de important pentru acea vreme a fost prezența în teren, prezența pe știința a unor foste glorii de aici, de pe stadionul Dan Păltinișan. Și mă refer aici la Iosif Rotariu, mă refer aici la Titi Varga. Îmi aduc aminte chiar că am stat de vorbă cu Iosif Rotariu și îmi spunea că se simte ca la 20 de ani și că, deși avea atunci, cred că deja peste 50 de ani... Avea chiar 50 de ani când a venit la 50 de ani recent, și spunea că, având în vedere că se gândește la peluza care i-a strigat numele la finalul partidelor, nu poate să nu se pregătească măcar de 2 ori pe săptămână. Vorbim aici de eșelonul al 5-lea atunci, cu siguranță, pentru unele echipe 2 antrenamente pe săptămână însemnau poate ceva foarte mult. A urmat acea promovare, de fapt acea invitație din partea Asociației Județene, după ce Poli nu reușea să câștige seria, termina pe poziția a doua, însă conducerea clubului, mă rog, reprezentanții suporterilor acceptau acea invitație și Poli ajungea în Liga a patra, iar acolo mi-aduc aminte două momente extrem de frumoase ale suporterilor care au organizat deplasări organizate pe biciclete. Gabi, tu ai fost prezent în acești 4 ani la toate meciurile din deplasare, practic, ale albioreților. Într-adevăr, acele deplasări pe biciclete au pornit încă din sezonul de campionat județean, dar să ne oprim pentru că se produc modificări în ambele echipe. La Mama Mia Becșcăre cu Mic intră cu numărul 96 Ovidiu Filip, el îl înlocuiește pe Dan Silaghi, iar în tabăra alb-violetă intră Mădălin Stancu, iar cel schimbat vom vedea cine va fi, dar cred că e vorba Marin despre... Este. Da, Marin va fi schimbat, însă deocamdată nu se produce această modificare și odată cu ieșirea lui Marin, numărul juniorilor se reduce astfel la 3. Probabil Marin e și menajat acum pe acest final de întâlnire, pentru că, așa cum spuneai și tu, în prima repriză s-a confruntat cu unele probleme medicale, a avut o întorsă, însă ceva mai ușoară, suferită în meciul cu Cetate Deva de marțea trecută, dar s-a pregătit normal cu echipa ieri la primul antrenament al săptămânii și a fost, iată, titularizat de Sorin Brândescu. Marin, un jucător care a reușit un sezon foarte bun la ASU Politehnica. El, ne amintim, a debutat la nivel de seniori în Liga 2 pentru ACS Poli în sezonul trecut, când a bifat 2 partide. Însă la ASU Politehnica a avut mai multe minute la dispoziție, a avut mai multe șanse de a arăta ce știe și... din punctul meu de vedere, nu a dezamăgit. E un jucător curtat de mai multe cluburi importante din străinătate, din Italia, mai cu seamă. Și să ne întoarcem totuși la ceea ce povesteam mai devreme. Au fost acele deplasări pe bicicletă. Mi-amintesc că prima s-a organizat la Jarma Tavi. A fost o plecare de undeva din zona circumvalațiunii. S-a traversat întreg orașul și s-a ieșit pe la Pădurea Verde către Jarma Tavi. Tot pe biciclete au mers suporterii și către Urseni în același campionat. Un meci care rămâne cu o imagine, să-i spunem, pitorească pentru acel nivel. A fost acea targă, între ghilimele, targă, o roabă electrică folosită pe post de targă de echipa gazdă. Măcar era electrică, într-adevăr. O imagine care a făcut în conjurul planetei. A fost și un alt episod care a scos ASU Politehnica în lume, să spunem așa, la meciul cu AS Drag din ultima etapă a turului acelui sezon din campionatul județean, când stadionul Știință a fost luminat de jur împrejur de torțe. A fost și un meci disputat în nocturnă pe arena Universității. O lansare acum pentru Ionuț Vucean, s-a ieșit foarte bine Culta în întâmpinare și a îndepărtat pericolul. Și prin aceste momente, iată, ASU Politehnica a reușit să atragă atenția asupra acestui fenomen, asupra acestei echipe. Așa și-a atras și, putem spune, chiar și câțiva sponsori, mă rog, sau oameni care au dorit să se apropie de acest club și să ajute limita posibilităților. Și puțin câte puțin, iată, s-a ajuns la momentul de astăzi.
Urmase, să spunem, pe scurt, o altă promovare ratată, iar apoi în sezonul viitor, după un sezon, Poli, mai exact în sezonul trecut, se alinea tot la startul eșelonului cu numărul 4. Atunci am asistat la un moment pe care suporterii prezenți astăzi la Peluza Sud cu siguranță nu îl vor uita prea curând, pentru că practic la partida cu Lipense, de atunci Lipense era gazdă, însă cu ocazia acelui meci câștigat cu 6-2, fanii timișoreni reveneau pe cel mai frumos loc de pe pământ, așa cum spunea o coreografie mai veche a celor din Comando Viola Ultra Curva Sud. Într-adevăr, iată, dacă e să glumim puțin, pentru ASEU Politehnic a fost mai greu să promoveze din Liga a 4-a decât din Liga a 3-a. Acum, lăsând gluma la o parte, într-adevăr, în Timiș e un eșalon al 4-lea extrem de puternic față de alte județe, cu cluburi foarte bine organizate, cu cluburi care se pregătesc în regim, să spunem, de semi-profesionism, chiar dacă mulți jucători lucrează și sunt cazuri chiar în acest moment la ASU Politehnica și l-aș da exemplu pe Taub, care nu de puține ori a venit, se întorcea din deplasări pentru a merge apoi la serviciu în tură de noapte sau venea din tură de noapte pentru a juca la ASU Politehnica. Între timp, Gabi, te întrerup, asistăm la o nouă schimbare la Mama Mia Beșcăre cu Mic. Luță părăsește terenul accidentat, iar în locul său intră Croitorul. Avem și o schimbare în tabăra Viola, îl văd la mijlocul terenului pe Andrei, la centru, la mijlocul terenului momentan, pe Andrei Sulea, pregătit să intre pe finalul acestei partide de care ne mai dispart 8 minute din timpul regulamentar. Încă nu îmi dau seama în locul cui va intra Sulea, ba da, Bucea și Andrei Sulea va evolua și la partida de astăzi în bandă dreaptă. Da, a făcut-o și la meciul cu CSU 2 Craiova de vinerea trecută de la Ișalnița. Un jucător de la care se aștepta foarte mult în acest retur, un jucător venit totuși din Liga a 2-a, de la FC Bihor, unde marcase de 3 ori în turul campionatului sau, mă rog, până când echipa din Oradea a existat. Iar venirea sa pe Știința a fost privită cu foarte mult optimism. El a și fost un jucător care într-adevăr și-a dorit să vină pentru atmosferă, pentru suporteri aici la Timișoara, dar care nu a dat randamentul scontat. Pentru timișoreni, norocul s-a numit Alexandru Bădăuță, care a compensat practic ceea ce n-a reușit Sulia și a marcat, iată. La un moment dat, pentru Bănățeni, norocul s-a numit și Sorin Brândescu, într-o perioadă în care formația avea un lot bun din punct de vedere al calității, însă Paul Codrea nu a știut să gestioneze poate finalul campionatului, atunci când Poli ratase promovarea, iar mai apoi a urmat o serie nefastă, să o numim, în campionat. Mă rog, au fost discuții la acel moment, în momentul în care Paul Codrea a renunțat, s-a apelat la o soluție internă. Sorin Brândescu, el ocupa funcția de manager sportiv, ceea ce astăzi face Marius Cociu. Iată o pasă din nou pentru Bădăuță, care trage direct pe centru în brațele lui Culda. Degajarea lui Culda însă n-a fost foarte fericită și mingea ajunge la nou intratul Sulea, care trage direct pe poartă, însă din nou Culda a reținut acest balon. Iată acțiuni care ne întrerup firul poveștilor, sperăm să nu ne pierdem. Spuneam, Brândescu a fost o soluție internă, el a activat un an și jumătate la ASU Politehnica în funcția de director sportiv, ceea ce astăzi e Marius Cociu. A fost în returul trecut Sorin Boiangiu, ne amintim foarte bine, un conducător care poate nu este foarte simpatizat în alte medii, să spunem așa, dar care știe să fie util, extraordinar de util în vestiar, știe să-i monteze pe jucători și mulți. Iată o încercare acum foarte interesantă a lui Mădălin Stancu, un șut de la distanță care căuta vincul porții lui Culda, dar nu a reușit să găsească ținta. Mă rog, vom vedea ce schimbări vor fi la nivel administrativ în vară, însă iată, așa cum spuneam, sosirea lui Sorin Brândescu în funcția de antrenor principal a fost de bun augur. Echipa a promovat fără mari emoții pe final din Liga 4.
a promovat clar la acel baraj, chiar dacă a pierdut returul cu Lupa cu 2-1, însă fusese 5-1 tur, diferența era mai mult decât clară. Și apoi în Liga 3-a, contrar tuturor calculelor specialiștilor, s-a implicat în lupta pentru promovare și mai mult decât atât, iată, a și câștigat-o. Însă... Da, pentru că față de celelalte contracandidate, Poli a fost echipa cu o constanță, mai ales dacă ne referim la jocurile de pe teren propriu. Aminteai de meciul cu Deva, până la acea partidă, Poli nu a pierdut nici măcar un punct pe teren propriu. Au fost 12 victorii din 12 posibile, un lucru absolut remarcabil. Și iar acum suntem în minutul 86, 13 victorii din 14 posibile. În plus a fost și acea serie cu multe victorii legate. Chiar mama mea, Becicre cu Mica, a stopat din elanul al violeților când i-a învins pe finalul turului de campionat. Vom asista acum la o nouă schimbare pe Dan Păltinișanu, tot în rândul oaspeților. Muscă este cel care se pregătește să părăsească terenul, iar în locul lui va fi introdus Marius Ștrango. Minutul 86, chiar 80 și... Da, minutul 86 pe stadionul Dan Păltinișanu. În continuare, 2-1, nu am asistat la foarte multe acțiuni periculoase, motiv pentru care am și putut să rememorăm momentele prin care a trecut acest club până la promovarea în Liga Secundă. Și dacă tot am ajuns la această promovare în Liga Secundă, am în față programul meciului și doresc să dau citire unei declarații a rectorului Politehnicii Viorel Șerban. Poate pare o nebunie, dar ne vom înscrie în Liga a doua cu scopul de a lua locul întâi. Da, rectorul Viorel Șerban e chiar în măturisea, pentru că eu am realizat interviul despre care spun, dau puțin din casă, să spun așa, însă chiar mi-a spus la discuția pe care am purtat-o chiar ieri că traversează așa un moment de euforie, poate ca rector ar trebui să fie ceva mai temperat, mai moderat în declarații, însă iată o lansare pentru Bădăuță, care l-are lângă el doar pe Telescu. Bădăuță față în față cu Laurențiu Telescu, Bădăuță, șut însă slab la firul ierbii, reținut de Culda. Bădăuță caută hat-trick-ul din nou în acest sezon. A fost aproape de el și în meciul cu Deva, însă atunci a ratat o lovitură de pedeapsă în finalul primei reprize. Revenind la ceea ce spuneam despre declarațiile rectorului Viorel Șerban, spunea că a primit foarte multe telefoane din țară, de la federație, chiar din străinătate, după această promovare a echipei de fotbal în Liga Secundă, iar bucuria sa este dublată și de performanțele reușite de echipa de handbal în acest sezon, o echipă pe care a prezidat-o ani în șir și care, iată, a ajuns în condiții financiare vitrege să se lupte pentru o medalie internă după 25 de ani de la acel sezon în care aducea titlul la Timișoara 1990-1991. Gabi, mă uit și peste clasamentele celorlalte serii. În seria 1 este deja promovată Șepși Sfântul Gheorghe, iar din seria 5 este deja promovată Luceafărul Oradea. Se mai joacă încă promovarea în seriile a 2-a și respectiv a 3-a. În seria 2-a Juventus București și Delta Dobrogea Tulcea luptă pentru accederea în B, iar în seria 3 avem o luptă în 3, însă mă opresc pentru că Alexandru Bădăuță intră în careul adverse și vom avea penalti pe stadionul Dan Păltinișanu pe final de meci, minutul 89, o nouă cursă marca Alexandru Bădăuță, faultat în careul din spate de un fundaș advers și Poli poate reface diferența de 2 goluri, iar pentru Alexandru Bădăuță acest moment poate însemna tripla în partida din această seară cu Mama Mia Becicherecu Mic, însă din câte îmi dau seama, nu Bădăuță este cel care va executa această lovitură de la 11 metri, ci capitanul Cristian Gălan. Acesta este cel care a pus mingea la punctul cu var și este în acest moment față în față cu portarul advers Culda. Centralul partidei le spune fotbaliștilor să nu intre în careu. Acum fluieră, două pași, eland, gol! Cristian Gălan! Minutul 90 pe stadionul Dan Păltinișanu, elan scurt al capitanului al violeților, șut în dreapta lui Culda, care a plecat pe celălalt colț și
scorul devine 3-1 pe stadionul Dan Păltinișanu. Da, Gălan transformă de la punctul cu varia 8-a reușită pentru capitanul polist în acest sezon. O performanță remarcabilă pentru un fundaș central, să spunem așa, să marcheze 8 goluri. Iată acum o nouă schimbare se pregătește la formația albiolete. La margine se află Dorin Codrea, iar cel înlocuit, dacă am văzut bine, va fi chiar Alexandru Bădăuță. Într-adevăr, el se apropie de marginea terenului și părăsește terenul în aplauze. Și se pregătește de standing ovation. Da, Alexandru Bădăuță a tras câteva secunde de timp, însă se grăbește să îl lase cât mai multe minute în teren și pe tânărul Dorin Codrea. S-a produs această schimbare, iar în aceste momente observatorul acestei partide arată 3 minute de prelungire, așadar 3 minute îi mai despart pe suporterii timișoreni pentru declanșarea și mai accentuată, am putea spune, a unei sărbători dedicate promovării în Liga a doua. Sunt momente în care pe stadionul Dan Păltinișanu este așteptat să salute galeria Alexandru Bădăuță. Acesta își face datoria până la capăt după ce și-a ajutat echipa și din teren cu 2 goluri și cu un penalti obținut pe final de partidă. Iar fanii îl alintă cu un cântec destul de interesant: Bădă mai tare ca Ibra. E vorba de Zlatan Ibrahimović. Într-un fel seamănă cei doi jucători, pentru că amândoi se folosesc foarte bine de fizicul impresionant, însă într-un fel nu, într-adevăr, Tiberiu. Dar cine știe, poate îi va lua locul Bădăuță la Paris Saint-Germain dacă tot e liber postul. E posibil orice, mingea e rotundă. Exact, ai n-ai mingea, dai la poartă, spunea o vorbă celebră. Vorbeam despre celelalte echipe care se bat la promovare în Liga a doua, însă avem o nouă acțiune periculoasă a timișorenilor. Tsugui intră în careul adver, șutează, însă mingea trece pe lângă poarta lui Culda. Așadar, în seria a treia, luptă pentru promovare CSEA Fomat, SCM Pitești, chiar și FC Voluntari 2 este acolo în luptă directă pentru prima poziție. Voluntariul a și câștigat meciul de astăzi 5-0 cu FC Hărman. Asta dacă este, ne referim și la celelalte serii, pentru că avem deja câteva rezultate. Mă refer la aceste serii pentru că din sezonul viitor vom avea o singură serie în Liga a doua și mai mult ca sigur, iată, deplasările cu bicicletele pe terenurile adverse nici nu mai pot fi luate în calcule. S-a pus problema doar în acest an, poate la meciul de la Giarmata, care a fost cea mai apropiată deplasare. Sunt 7 km știu, Tiberiu, dar e clar că nu se mai pune problema de astfel de deplasări. Dincolo de asta, vor fi deplasări foarte, foarte costisitoare și nu doar pentru ASU Politehnica, ci pentru absolut toate echipele care practic vor lua startul la viitoarea ediție a Ligii Secunde și practic nu știm câte echipe își vor permite să ia startul în viitorul campionat. Da, spuneai de celelalte serii, să spunem că în seria a doua se amână în continuare verdictul în ceea ce privește promovata. Ambele formații care se luptă pentru primul loc au câștigat. Juventus București, liderul, s-a impus cu 8-1 la Gloria Popești Leordeni, iar Delta Dobrogea Tulcea a trecut cu 3-0 pe CSM Oltenița. Finalul este așteptat cu nerăbdare de întreaga suflare polistă. Cei de pe banca tehnică a formației timișorene sunt în picioare, sunt îmbrățișați și așteaptă fluierul final al arbitrului Gaitin, deși nu mai e exact ca la o finală în care fluierul dă frâul liber bucuriei, pentru că acum se știe deja deznodământul. Poli e promovată de 3 zile matematic, însă va fi într-adevăr un moment frumos de sărbătoare alături de fani, alături de Peluza Sud și de cei aflați astăzi la tribuna întâi. Cântă și dansează jucători, antrenori, masări, preparatori fizici, mă rog, și fluier final al centralului Claudiu Gaitin. ASU Politehnica se impune cu 3-1 în fața lui Mama Mia Becicărecu Mic și se dă drumul
fie este aici pe stadionul Dan Păltinișanu, pătrund pe teren și copiii de mingi, pătrund și câțiva fani și începe sărbătoarea. Îi văd pe jucătorii de pe banca de rezerve cu tricouri galbene, cred că este un gest simbolic, sunt și tricouri care urmează să fie împărțite celor care astăzi au evoluat pe Dan Păltinișanu împotriva celor de la Bechkerecu Mic, așa cum puteți să vedeți și pe grafic acestei transmisiuni, în acest moment chiar și pe tabela de pe stadionul Dan Păltinișanu, Poli s-a impus cu 3-1, iar pentru elevii lui Sorin Brândescu urmează o ultimă deplasare, un ultim meci în Liga a 3-a, Seria a 4-a, vineri la Măgura Cisnădie. Însă atunci, pentru băieții înghete, așa cum sunt ei alintați de Peluza Sud, urmează fiesta alături de suporterii prezenți în această seară pe Dan Păltinișanu. Un meci care, dacă ar mai fi contat în lupta pentru promovare, ar fi fost infernal, pentru că Măgura Cisnădie s-a întărit consistent în pauza de iarnă, iar în retur a arătat cu totul altă forță. Iată, vedem pe jucători bucurându-se, e hora bucuriei la centrul terenului pe stadionul Dan Păltinișanu. ASEU Politehnica promovează în Liga a doua după ce în 2012, acum 4 ani practic, în momentul în care vorbim, evolua în campionatul municipal în eșalonul al 6-lea. Nu au fost promovări succesive pentru alvioleți, însă a fost totuși o ascensiune remarcabilă, promovare într-un an din Liga a 4-a direct în Liga a 2-a și iată câțiva fani din Peluza Sud se grăbesc acolo să pătrundă pe teren și să-i îmbrățișeze pe jucători. Momente frumoase pe stadionul Dan Păltinișanu, jucătorii primesc acum aplauze de la cei aflați la tribuna întâi. Momente pe care le-am văzut și în alte campionate la final, ne referim la acest mod al fanilor de a sărbători alături de jucători. În aceste momente, întregul lot al Politehnicii este la tribuna întâi, îi salută pe suporterii care s-au strâns astăzi în număr de aproximativ 2000, aș spune în acest moment, în locul amintit. Peluza cântă în continuare și își așteaptă fără doar și poate favoriții pentru a sărbători această promovare venită la finalul săptămânii trecute. Este probabil pentru toți drucherii cel mai frumos mod de a sărbători această promovare din Peluza Sud, acolo unde aceștia au reușit să se întoarcă de doar 3 ori în ultimul an, însă mai mult ca sigur din sezonul viitor pe stadionul Dan Păltinișanu o vom vedea și pe ASU Politehnica. Pentru noi a fost o ultimă ediție a transmisiunilor din Liga a 3-a pe site-ul radiotimișoara.ro. Nu știm exact ce se va întâmpla încă în sezonul viitor. Cert este, vă putem spune dacă și credem că ASEU Poli se va alinea la startul eșalonului secund, vom relata pe undele radio. De pe stadionul Dan Păltinișanu, Ovidiu Dovac, Mircea Chiu, Adi Ardelean, din regia tehnică a acestei transmisiuni, de la microfon Gabriel Tot și Tiberia Tănăsoie, vă mulțumesc pentru atenție, vă lăsăm pentru ultimele secvențe ale bucuriei promovării în Liga a doua a formației timișorene ASEU Politehnica. Vă amintesc, astăzi Poli, Mama Mia, Bechkerecu Mic, 3-1.
Thank you.